starea de spirit dominantă din poezia lui Radu Stanca, cunoscut mai ales ca autor de balade, este tristețea. O tristețe artistizată pusă în scenă de un experimentat regizor al propriei lui gesticulații lirice. Greața, confuzia, suferința viscerală, sentimentul absurdului, toate modurile de a fi trist ale omului din secolul 20 lipsesc din poezia lui Radu Stanca. Ele sunt prea brutale și indecente din perspectiva unui spirit trubaduresc. Poetul practică un ceremonial cavaleresc al tristeții, plin de eleganță și farmec. Aproape că este o plăcere să fii trist în maniera propusă de el. Cum se explică acest rafinament? Prin ascendență. Radu Stanca, născut în 1920, provenea dintr-o familie de intelectuali. Tatăl său, preotul ortodox Sebastian Stanca, avea și un doctorat în filozofie și era un autor prolific de articole de ziar, monografii, piese de teatru și librete de operă. Mama sa, Maria Stanca, născută în Munteanu, absolventă a școlii civile de fete, a Astrei, era rudă îndepărtată cu Titu Maiorescu. Dintre cei trei frați ai lui Radu Stanca, doi băieți și o fată, toți mai mari decât el, Horea Stanca, al doilea născut, va fi și el scriitor. Se cunoaște că poetul a avut încă din copilărie o bibliotecă în casă. Iată la ce grad înalt de artistizare ajunge în poemul Buffalo Bill, tristețea provocată de gândul că timpul trece implacabil. Poetul îl aduce în prim plan pe un pistolar din vestul sălbatic, ipostaza americană a cavalerismului, cunoscută din romane și filme, care le prezintă tovarășilor săi planul unui atac asupra unui poștalion. Citez. Diseară poștalionul va trece prin strâmtoare, iar noi îl vom surprinde la locul cunoscut, întocmai ca pe vremea când mâneam topoare și flinte ghintuite, întocmai ca în trecut. În continuare, pistolarul enumeră tot ceea ce nu intenționează să obțină prin jaf, enumerare cu funcție evocatoare a unui stil de viață, dar și având rolul de a amâna surpriza din final. Din nou citez. Azi însă nu de lada cu bani ne vom atinge, nu de mătăsuri fine, podoabe sau găteli, nu vom umbla prin punga rotundă ca o minge și nici prin buzunare cu sute în căptușel. Discursul continuă astfel până când suspansul devine greu de suportat și abia atunci este dezvăluit mobilul jafului. Diseară poștalionul aduce un domn de seamă, un călător de vază și un hoțoman de soi. Aduce timpul, domnul pe care nici o vamă nu l-a putut vreodată întoarce înapoi. Timpul este așadar personajul abstract pe care vor să-l răpească atacatorii poștalionului ca să oprească trecerea lui și ei să devină nemuritori. Rămâne ca noi, cititorii, să înțelegem că timpul, de fapt, nu va fi capturat niciodată. Și abia în această înțelegere irizează tristețea, produs ultim al unui ritual poetic sofisticat. Prin histrionismul și patetismul său tenebros, Radu Stanca seamănă cu Emil Bota. Radu Stanca are însă mai mult umor ca și o delicatețe aproape feminină. Poezia sa pare scrisă pe mătase.